Casa Auto Iași inaugurează primul showroom Mercedes-Benz din România la noile standarde. Cu o suprafață de peste 600 de metri pătrați care permite expunerea de până la 15 modele, noul showroom Mercedes-Benz este reorganizat pentru a fi și mai funcțional pentru clienți. Zona de service, de 1200 de metri pătrați, este dotată cu aparatură modernă și organizată conform noilor standarde de calitate Mercedes-Benz, care optimizează procedurile de lucru pentru a oferi clienților servicii de și mai bună calitate și timp mai eficienți. Pentru a fi în top este nevoie de curaj pentru asumarea de noi responsabilități, de o gândire mereu avangardistă și de îndrăzneala de a transforma ideile interesante în soluții convingătoare. Noua clasă C deschide un nou capitol în povestea de succes Mercedes-Benz și stabilește noi standarde în segmentul premium al clasei medii. Multe inovații tehnice și detalii de interior subliniază confortul revigorant și sportivitatea rafinată ale limuzinei, construită după trei principii tehnologice: Intelligent Drive, Efficient Technology și Essence of Luxury. Noua clasă S extinde granițele tehnologiei auto către zone neexplorate până acum. Clasa S nu este un vârf tehnologic de gamă doar pentru Mercedes-Benz, aceasta devine un nou reper al construcției de autoturisme. Modelul GLA este al patrulea model compact de nouă generație Mercedes-Benz, care subliniază aspirația producătorului german de a deveni lider în materie de performanță în segmentul SUV compact premium. Aceste modele, precum și împreună cu restul gamei Mercedes-Benz, sunt disponibile pentru a fi testate la complexul Casa Auto din șoseaua Păcurari numărul 177. Cu ocazia inaugurării, domnul Boris Bilih, în calitate de CEO și președinte al Mercedes-Benz România, a înmânat domnului Bogdan Pițigoi, președinte Casa Auto, o plachetă care marchează cei 15 ani de succes ai parteneriatului dintre Mercedes-Benz și Casa Auto. Orice creștin care se închină la moaștele Sfintei Parascheva așezat în Catedrala Mitropolitană din Iași a remarcat cu siguranță că Sfânta poartă mereu alte veșminte. Ele diferă de la o perioadă liturgică la alta în funcție de sărbătorile din cursul anului bisericesc. Fie că sunt de culoare deschisă, ori de culoare închisă, ele acoperă Sfintele Moaște pentru a fi protejate. Veșmintele sunt croite în fiecare an de un grup de măicuțe în atelierul de la mănăstire. Înveșmântarea moaștelor Sfinte Parascheva are loc în 5 perioade ale anului, după o ceremonie bine stabilită, la care participă doar câțiva din preoții slujitori ai Catedralei Mitropolitane din Iași, măicuțe și călugări. Pe toată durata desfășurării acestui ritual, biserica este închisă și nimeni din exterior nu are acces. Ritualul are loc seara, după terminarea programului religios din catedrală. Aceste straie care le numim noi veșminte, sigur, le schimbăm după un ritual special în fiecare an, de 5 ori. Și începem cu sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva. Înainte de a scoate Sfintele Moaște afară pentru închinare, cu o zi înainte, schimbăm aceste veșminte, pentru că ele se murdăresc. Credincioșii trec, sărută, ating uneori și cu hainele lor, și cu mâinile lor, și ele în timp se uzează. Și aceste veșminte care, să spunem că sunt uzate sau chiar un pic murdare, nu le spălăm, pentru că este dovadă a credinței credincioșilor care vin și sărut acolo. Și acestea se dăruiesc bisericilor care au hramă Sfintei Parascheva, din țară sau din străinătate. Mulți preoți și credincioși din țară și din străinătate care au hramul fac cerere către Înalt Preasfințitul Părinte Teofan că doresc un veșmânt al Sfintei pentru evlavia mai mare pe care o au credincioșii. Unii credincioși chiar nu pot să ajungă aici pentru că sunt bătrâni, bolnavi sau nu au posibilități financiare. Și atunci ei doresc să aibă la biserica lor sau la mănăstirea respectivă un veșmânt. Și este mare lucrul acesta, pentru că sporim credința și mai ales ajutorul Sfintei Parascheva, pentru că Sfânta Parascheva dă și de departe ajutor, nu doar trebuie să fim aproape. Apoi mai schimbăm aceste veșminte ale Sfintei Parascheva înaintea marilor sărbători. La începutul postului mare, pentru că este o perioadă de post și de obicei punem un veșmânt de culoare închisă, toată perioada postului mare. Iar în sâmbăta Sfintelor Paști punem un veșmânt frumos luminat, pentru că este marea sărbătoare a Învierii Domnului. Și mai schimbăm
încă o dată veșmântul Sfintei Parascheva la sărbătoarea pogorârii Sfântului Duh. Deci acestea sunt momentele. Înainte de a ieși Sfintele Maște și după ce terminăm procesiunea și hramul Sfintei Parascheva, le schimbăm din nou, pentru că se auzează. Și în această perioadă trec în jur de peste 300.000 de oameni în acele zile. Când schimbăm aceste veșminte, noi avem un ritual special. De obicei se închide Catedrala Metropolitană, pentru că se schimbă doar în prezența părinților și a măicuțelor de aici care lucrează la centrul eparhial, a călugărilor și a preoților care sunt aici în zonă și care ne ajută. După ce începem citirea acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva, în timp ce te citește acatistul, se începe această procesiune, să spunem, de schimbare a Sfintelor Maști. Avem o masă specială și părinții slujitori de la catedrală iau cu mare grijă din raclă pe brațele lor trupul sau moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, care este intact și care nu se, să spunem, nu este ceva care îi părticele, ci este, așa cum se vede în raclă, el este ca și cum ar muri un om de o zi. Și însă este minunea lui Dumnezeu. Materialul din care sunt croite veșmintele este importat de măicuțe din Grecia, Polonia sau Germania și se folosește doar mătase sau catifea. Timp de 3 săptămâni, măicuțele de la mănăstirea Podgoria Copou petrec și câte o zi întreagă în atelierul propriu. Materialele pe care se brodează le importăm, o mare parte din Grecia, din Polonia, din Germania, firul la fel. Majoritatea se fac pe brodate, pe catifea, se pot face și pe mătase. Acum, în funcție de modelul broderiei, alege clientul, cu trandafir, modele bizantine, chipuri brodate, cu Sfânta Parascheva. Am început, avem o maică care brodează la mână, la gherghef. Și după ce terminați de brodat veșmintele, ce se întâmplă mai departe? Prima dată se croiesc, apoi se pune modelul, se brodează la mașină, se curăță de hârtie, de inserția de dedesubt și se coase. Și după ce le terminați? Vine persoana respectivă care a dat comanda și ea și duce la Sfânta Parascheva. De obicei așa se întâmplă. Și, nu știu, materialul e deosebit față de alte materiale? Pare ceva aparte? Nu, este catifea. Se poate și din material bisericesc, dar majoritatea sunt din catifea sau mătase. După ce veșmintele sunt terminate, credincioșii cu dare de mână le cumpără și le donează mitropoliei. Se spune că cei care fac acest gest au visat-o pe Cuvioasa Parascheva. Trebuie călcat broderia în necestui, mai sunt sigur, trebuie cărcase azi toate crețele, că se mai îngrețește materialul, datorită că este, broderia este foarte deasă. Și, în primul rând, că trebuie călcat bine ca să pot să-l scot, după aia îl îndrept, se îndreaptă materialul, după aia îl surfilez, apoi îl cus, îl calc din nou și apoi îl dăm persoanei care dă comandă. Veșmintele care sunt schimbate sunt donate altor biserici care au hramul Sfintei Parascheva. Pe 9 octombrie, racla sfântă va fi scoasă din biserică pentru cel mai mare pelerinaj din țară. A scăpat cu viață ca prin minune după ce mașina în care se afla a fost izbită de un tren. Chiar dacă autoturismul a fost târât pe calea ferată mai bine de 50 de metri, tânărul de la volan a scăpat doar cu câteva zgârieturi. Accidentul feroviar s-a petrecut aseară în apropiere de halta Scobinți. Trenul 8115 Hârlău-Iași nu avea viteză pentru că abia plecase din gară. Martorii spun că șoferul teribilist nici măcar nu a oprit mașina, deși acolo este semnalul crucii Sfântului Andrei și nici la semnalul acustic și luminos. Și-am dat semnale din cred că da, mai bine de un kilometru am dat semnale. Dar mi-a sunteți mecanic conductor? Da. Mecanicul trenului. Și la ce distanță l-ați văzut? L-am văzut la distanță mare și am dat semnale. Și nu s-a asigurat, nu știu care treabă. Ori că ascultam muzică și făceam, nu știu, nu pot da seama, nici eu. Că am dat semnale și răs, da semnale. Dacă nu încetineam, nu trăgeam cât de cât o leacă de frână, îl prindeam în plin. Și cred că nu. Cam ce viteză aveați dumneavoastră în momentul impactului? Cam în jur de vreo 40, cât poți să prinde la ieșire și până aici, în jur de vreo 40-40 ceva de km la oră, cel mult dacă aveam.
Șoferul în vârstă de 26 de ani s-a ales doar cu câteva zgârieturi și răni ușoare la cap, chiar dacă mașina a fost împinsă zeci de metri pe calea ferată, după care a căzut într-o râpă. A ieșit singur din mașina tamponată de tren și a fost ajutat de câțiva trecători care au sunat la 112. Mecanicul de locomotivă spune că a văzut mașina pe calea ferată și a dat semnal sonor, însă nu a putut opri trenul. Se pare că mecanicul de locomotivă era băut, rezultând o alcoolemie de 0,22 alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost dus la spital pentru probe biologice. Șoferul autoturismului a fost preluat de un echipaj smurt și dus la spital pentru investigații amănunțite. Mașina a fost distrusă în proporție de 50%.